De obicei nu e o mare socoteală să ajungi în barajul ăsta dacă ești o echipă de Liga a doua și e ca și cum ai fi scăpat de la retrogradare dacă ești o echipă de Liga a întâi. Cel puțin asta spune statistica și mai sunt o serie de date care ne demonstrează că lucrurile nici nu prea au cum să stea altfel decât așa. Spre exemplu, Kiel este o echipă care are un lot în valoare de vreo 15 milioane de euro, în vreme ce lotul lui Wolfsburg e de 150 de milioane, de 10 ori mai scump lotul lui Wolfsburg. De asemenea, din 2012 nicio echipă din Liga 2 n-a reușit să promoveze în urma acestui baraj, în care știți probabil antepenultima echipă de Bundesliga întâlnește ocupanta locului 3 din Zweite Bundesliga, Liga 2 germană, joacă întrele tur-retur și echipa care câștigă această dublă în sezonul următor evoluează în Bundesliga. E bine, de obicei rămâne în Bundesliga echipa care a fost de la bun început acolo. În ultimii 6 ani, vă spuneam, nicio echipă din Zweite nu a reușit acest lucru. Ba mai mult de atât, în 14 din 19 astfel de tentative au reușit să aibă câștig de cauză echipele aflate în Bundesliga. Cotele partidei sunt totuși atractive și asta pentru că Wolfsburg nu traversează o perioadă chiar bună, e ceva putre de acolo, dar așa cum astăzi, spre exemplu, cine a pariat pe Atletico a prins o cotă mare, 1.75 la Unibet, nu văd de ce n-am pariat pe acest 1.87, mie mi se pare o cotă bună de luat, unul solist așadar din partea mea, la 1.87, dar să vedem și la alte cote, egalul 3.35 și victoria formației oaspete 4.35. Această Holstein Kiel e din fosta RDG, din partea estică a Germaniei, o echipă care a fost undeva la începuturile fotbalului german semnificativă la nemți, însă odată cu fotbalul modern ea nu s-a mai remarcat în niciun fel. Ar fi pentru prima oară când ar evolua în Bundesliga de la înființarea acestei competiții. E o echipă micuță, o echipă care nu are foarte multe atuuri, dar vă spuneam de Wolfsburg, are o formă relativă în ultima vreme, totuși în ultima etapă a întâlnit cea mai slabă formație a campionatului, pe Kiel, în ultima clasată, și a bătut-o cu un categorii 4-1. Eu zic că Kiel n-are cum să fie foarte departe de acest Kiel. E adevărat, Kiel nu era deja retrogradat, cu moralul la pământ, probabil oamenii se gândeau unde să plece și așa mai departe, dar ca și fotbal, nu prea cred că are cum să fie Kiel mai bună decât Köln. Așadar, dacă Köln a ieșit ultima, probabil nici Kiel n-are cum să fie mult mai bună. Problema lui Wolfsburg este următoarea. Nu prea marchează. E adevărat, cu Köln a marcat de 4 ori, însă statistica ne spune că în 36 de etape a marcat 34 de goluri, așadar nici măcar un gol pe etapă la finalul campionatului. În schimb, defensiva a fost una destul de bună. Spre exemplu, Hoffenheim, clasată pe locul 3 la finalul sezonului, a primit 48 de goluri, la fel de multe ca și Wolfsburg. Wolfsburg care, iată, e la barajul pentru evitarea retrogradării. E bine, este un argument care ține de moral în favoarea lui Wolfsburg, și anume acela că Wolfsburg s-a mai întâlnit cu Kiel în 1986 și atunci au câștigat cu scorul de 9-1. Așadar, ultima întâlnire directă, nu știu în ce competiție a fost, probabil în cupă, a fost 9-1 în favoarea lui Wolfsburg. În 1986, anul în care Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni, evident alte vremuri, dar chestiile astea mai contează câteodată. Haideți să mai vedem câteva cote pentru partida pe care noi am desemnat-o, meciul zilei Unibet. Ambele marchează, o cotă de 1.91. Vă spuneam, defensiva lui Wolfsburg n-a fost totuși chiar atât de slabă. Problema lor a fost ofensiva. Totuși, cei care vor să parieze ambele marchează au o cotă de 1.91. Oaspeții se ia cel puțin 3 cartonașe, cotă 2.60. O cotă foarte mare, atractivă, zic eu. Și Origi să înscrie la o cotă de 3.15. Bine, am găsit cu greu informații despre absențele din cele două formații. În ciuda faptului că e un meci important totuși în Germania, nu sunt foarte multe informații în presa germană despre această partidă.
Ce am aflat sunt următoarele. Didavi, sunt absențe importante la Wolfsburg. Didavi este absent, Tisserand este și el indisponibil, Camacho, Sebastian Jung, Bazoer și Admir Mehmedi, toți cu probleme pentru această partidă. Dar și cei de la Kiel, vă spuneam, amărâți, au un lot de doar 15 milioane de euro, spre deosebire de Wolfsburg, care are un lot de 150 de milioane. E bine, și ei au o mare problemă. Unul din cei mai buni jucători, Dominic Dexler îl cheamă, e un atacant sau mijlocaș ofensiv, este indisponibil pentru această partidă. Aproape sigur nu va juca. El a contribuit foarte mult la reușitele lui Kiel în acest sezon. Numai puțin de 22 de goluri îi se datorează într-o oarecare măsură. Fie a marcat, fie a dat pasă decisivă. Asta în condițiile în care Kiel a marcat 71 de goluri. A fost cea mai bună marcatoare din Zweite Bundesliga, deși a terminat campionatul doar pe locul 3. În ultima rundă a bătut-o pe Braunschweig, această Kiel, cu scorul de 6-2. În urma acestei înfrângeri, Braunschweig a retrogradat în Liga a 3-a. Și dacă vă aduceți aminte, la finalul sezonului trecut, Wolfsburg juca același meci pentru rămânerea în Bundesliga, contra cui? Contra lui Braunschweig. Câștiga atunci ambele manșe, 1-0 acasă, 1-0 în deplasare, și Braunschweig, în loc să promoveze, rămâne în Liga 2, iar acum, iată, această Kiel o trimite în Liga 3, în ultima etapă, bate cu 6-2 și Braunschweig retrogradează. E bine, v-am spus, sunt ceva absențe, absențe importante la Wolfsburg. Eu totuși cred că Wolfsburg va câștiga partida, dar pentru a nu ne complica, știți, strategia noastră, încercăm, pentru că punturile se adresează foarte multor pariori, încercăm să nu ne complicăm, să dăm cele mai simple pariuri. Gazdele să câștige cel puțin o repriză, o cotă de 1,44. Cam atât despre această partidă deocamdată.